Pentru a descoperi mesajul textului, este important să citești textul cu atenție. Jurnalul de lectură este un pas necesar în formularea mesajului unui text. Vom aplica această metodă a jurnalului de lectură pe textul Legenda râului. De ce mesajul unui text nu este precizat de povestitor este o întrebare la care vom căuta răspunsul în povestirea Miezul poveștilor. Vom continua cu perspectivele asupra mesajului unui text prin referire la textul Legenda râului și voi încheia cu o invitație la un răspuns creativ. Legenda râului. Era o zi caldă într-o însorită primăvară. Paul și mama lui se plimbau pe malul râului Someș, ce străbătea orașul Cluj-Napoca, în care locuiau. Privind apa curgătoare și auzind susurul acesteia, băiatul își ridică ochii spre mama lui și o întrebă cu o vie curiozitate în glas. "Mamă, de unde vine râul?" Mama se opri, privi cu blândețe spre Paul, apoi spre râu și zise: "De undeva, de departe, din munți. Știu o legendă care spune de unde vin toate râurile. Vrei să o asculți?" "Da, mama." Legenda spune că un firicel de apă din adâncurile întunecate ale pământului a visat o rază de lumină și a hotărât să urce prin toate straturile de pământ pentru a o vedea. În călătoria lui, diamante și alte pietre prețioase l-au îmbogățit cu strălucirea și cu puterea lor. Și firicelul de apă a ajuns la suprafața pământului. Razele soarelui l-au încălzit, adierea vântului l-a mângâiat și cântecul păsărilor l-a înveselit. "Ce minunată e lumina!" a clipocit firicelul de apă privind frunzișul copacilor. Iar un gând răzleț i-a pătruns adânc în moleculele sale de hidrogen și de oxigen și i-a spus: "Acum ești un izvor. Te-ai arătat luminii. Aici funcționează legile creșterii și ale transformării." Izvorul a crescut și s-a transformat într-o fântână cu apă lină și curată. Adesea era sărutat de căprioare, de iepurași, de păsări ciripitoare și de alte făpturi care își alinau setea cu apa lui binefăcătoare. Dar, după un timp, firicelul de apă, care își spunea acum izvor, a simțit o dorință de a călători prin lume. Atunci fântâna i-a spus: "Dragul meu izvor, simt că a venit timpul plecării tale. Eu voi rămâne aici, dar totuși mă vei simți ca fiind o parte din tine." Apoi fântâna murmură un cuvânt secret și îl eliberă din îmbrățișarea ei ocrotitoare. "Ce cuvânt secret i-a spus?" șopti glasul lui Paul. "Legenda spune că acel cuvânt misterios este Rosie," îi răspunse mama. "Cuvântul nu înseamnă nimic în nicio limbă de pe pământ." "Rovzi este secretul izvorului," completă Paul. Băiatul rămase nedumerit, apoi, după câteva clipe, adăugă: "Legenda spune de unde vine râul, dar curgerea lui rămâne un mare secret." Mama și fiul își continuară plimbarea pe malul râului, ascultând refrenul din rostogolirile undelor despre o nesfârșită curgere. "Rovzi, rovzi." Jurnalul de lectură poate fi realizat atât în timpul lecturii textului, cât și după finalizarea acesteia.
Un jurnal de lectură cuprinde impresiile produse de lectura textului în conștiința cititorului, atât prin raportare directă la text, cât și prin asociere cu experiențe personale. Te invit să descoperi un jurnal de lectură pe baza textului Legenda râului, realizat de elev de vârsta ta. Povestirea scurtă, Miezul poveștilor, din volumul Cercul mincinoșilor de Jean-Claude Carrière, se referă tocmai la mesajul poveștilor, la faptul că cititorul este invitat să descopere sensul poveștilor, iar povestitorul nu-l deslușește, dimpotrivă, îl ascunde în textul pe care îl scrie sau îl povestește. Să citim povestirea. Cineva l-a mustrat într-o zi pe Bahandin Naqshband. Ne tot spui povești, dar nu ne deslușești tâlcul lor. Ce-i spune, a răspuns povestitorul, dacă un negustor de fructe și-ar mânca marfa sub ochii tăi și nu ți-ar pune în palmă decât coaja?